Nu știu dacă vă cunoașteți faptul, eu am fost coleg cu domnul Tănase. Am fost coleg și la PDL, am fost coleg și la PMP, da? Deci îl cunosc foarte bine pe domnul Tănase, așa? Îl știu și ca om, și ca om politic, da? Și ca persoană privată și ca om politic, da? Dânsul în acest articol spune cu cuvintele dânsului așa că va activa la PNL, că a discutat cu Vasile Blaga, nu cu domnul Vasile Blaga, nu cu copreședintele PNL, da? Așa? Cu Vasile Blaga, adică colegul lui cu care și-a lovit geamantele în Gara de Nord, care l-a rugat frumos să vină alături de Partidul Național Liberal, să pună umărul, să salte partidul, domnule, să pună umărul, să scoată Partidul Național Liberal din necazul în care se află în momentul de față. Tot dânsul ne spune că a discutat cu oarecare Costică Neață, cu care nu are animozități, probabil că s-au înțeles la preț. Domnule, a rămas siderat. Eu legătura cu colegii mei, cunoscând faptul că domnul Tănase locuiește în orașul Focșan, noi suntem organizația municipală. În mod normal, când vrei să te înscrii în partid, vii, dacă ai domiciliu pe raza orașului Focșan, vii, faci o adeziune la organizația municipală Focșani, cu buletinul, cu tot și așa mai departe, să dă un număr de înregistrare, să înscrie, facem o discuție în birou și așa mai departe, în interiorul partidului. Această declarație pe care a dat acest Tănase, un impotent politic, știind ce a făcut la PDL, știind ce a făcut și la PMP, eu am fost în echipă cu el la PMP. Am luat 10% la nivel de județ, am făcut sute de mii de kilometri cu mașina mea și mai suntem un grup aici de vreo 10 inși care suntem acum în momentul de să facem așa și am luat 10%. A fugit drept de la București, a informat-o pe Elena Udrea că tot județul Vrancei mănâncă din palmă lui și pe noi ne-a dat afară când s-a întors. Ăsta este Nicu Tănase, un cerșetor politic.